Ia, da, lasă-le dracului, tu femeie. Păcat că nu mai sunt eu în chat la el să le scriu. Nu știu, vă-ți mamă. Bă, ai plecat? Bună, bună. Da, suntem iubiți, da. Mergi, bine. Nici nu pot să râd, Bogdane, din cauza cutii, ce-și mă doare nici. Aici. Lasă. Aici ești. Știi ce fac? Bine de dimineață mă duc acasă, aduc lemn în casă, fac gulaș și trebuie să bărui mama. Să mai iei mama o bucăleată de lavabilă, de aia mic caldă. Nu știu, zilele astea trebuie să facă papul. Lasă să fac, eu tot. Să vorbesc, că ce mi-a făcut, ai de capul. Azi. Opa! Marco, lasă-mi pe tine sau Bacovia. Da. Regina, îmi pare rău, Bogdan este al meu. Ai plecat voi, Pule? Maxi. Maxi. Am zis că facem și mă bagă și pe mine în videoclip să vezi ce fain o să fie, dragi mei. Ah, bine vei până. Ce vrei să comand de mâncare, Pule? Că mi-e foame. Pule, gândește-te ce vrei să mâncăm. Seamără. Dar ce vrei să faceți de mâncare? Știi când ai făcut TikTok-ul la mie foame? Orice, și ține te foame, Pule, nu? Și mie mi-e foame. Stai că se deschide laptopul acum și vă arăt o piesă și nu e chiar, bă, e un ghid. Ia, mă. Da, te vezi, Bogdan. Dați cu minți, fetelor, că Bogdan este al meu. Chiar că sunt numai tu, Alexandru, mă, că ți-ați față. Toate femeile din România cu care vorbesc eu, toate îmi spun, păi stai, mă, nu ești bărbatul lui Alexandra? Toate îmi spun la fel. Și eu le zic la toate, Alexandre și fapt. Bravo, iubirea mea, bravo, te iubesc. Mamalia, spune-mi dacă ești tu, spune-mi Mamalia, în ce cameră ai dormit când ai fost la mine acasă? Speriu copila la cerumii noaptea, sincer să zic. Mamalia, spune-mi în ce cameră ai dormit când ai fost la mine acasă, ca să văd dacă ești tu sau nu. Cum suntei? Și